Tarabe pline de pomușoare și vizitatori care roiau calbinele pe lângă acestea. Așa a arătat Festivalul Pomușoarelor și Amierii organizat în capitală. Doritorii au putut alege dintre mai multe soiuri, cum ar fi de salcâm, coriandru sau de rapiță. Zmeure, mure și coarne aduse direct din copac, dar și multă miere, asta au găsit astăzi locuitorii capitalei la Festivalul Pomușoarelor și Mierii. Vizitatorii și-au umplut pungile cu de toate, mai ales că prețurile sunt și ele dulci, au spus unii dintre ei. Ce ați reușit să cumpărați de la târg? Miere, polen, cu propolis, cu... tectură de propolis. Am cumpărat. Cum îți par prețurile? E normale, fiindcă e de la producător. Știți, moldovenii au o vorbă așa mai populară, pe degeaba. Asta tot e practic e gratuit. Prețurile sunt foarte mici. Iată, am venit cu prietena mea, care e din Paris, e franțuzoaică și e, zice, aceleași produse. Deci acolo, sigur, cu prețurile sunt cu totul altfel. Printre cumpărători am întâlnit și studenți veniți din Israel, care s-au arătat impresionați de organizarea târgului. You like it? Yes, it's very nice. It's very delicious. You will buy something? Yes, for sure I will buy. Producătorii susțin însă că anul acesta este unul destul de greu și că veniturile nu sunt tare mari. Nu e atât de ușor, pare că noi facem bani mulți, dar numai cât facem, cât deținem angajații pentru lucrători, și când la urmă noi rămânem fără bani. Așa e, și mai sunt condițiile climaterice care ne mai încurcă, ne afectează. Pentru a participa la eveniment, producătorii au trebuit să respecte anumite condiții. Este nevoie ca el să aibă o întreprindere, să aibă autorizație sanitar-veterinară, ca mierea să fie toată ambalată, să fie în recipiente noi, să aibă certificate corespunzătoare și să răspundă cerințelor de comerț care sunt în Republica Moldova. Festivalul, aflat la a treia ediție, întrunește 12 producători de pomușoare și 23 de apicultori. Evenimentul continuă și sâmbătă.